Marcel Ciolacu, șeful PSD România, a șters pe jos Cucâțu printr-un discurs de Oscar. Domnule prim-ministru, dumneavoastră trebuie să plecați acasă pentru că nici măcar nu ați început să guvernați. 9 luni v-ați bătut ca niște chiori pentru șefia Partidului Național Liberal și astăzi ați ajuns șef peste un hoit politic. Acestea sunt cuvintele dure adresate de către președintele PSD, Marcel Ciolacu, la adresa celui mai nociv premier din perioada post-decembristă. Astăzi facem dreptate pentru români. Guvernul Cîțu va pleca acasă. Echipa câștigătoare este de fapt echipa ucigătoare. A jucat golf cu viețile românilor. Sub patronajul lui Iohannis și al PNL, românii mor carbonizați în spitale. După 7 ani de mandat, șeful statului, Klaus Iohannis, ne spune relaxat că statul a eșuat. Așa este. Acest sistem patronat de PNL a omorât oameni nevinovați. Statul a eșuat pentru că românii au ajuns să se teamă de lucrurile care ar trebui să-i salveze. Românilor le este frică să mai meargă la spital. Aici ați adus statul. Domnilor Iohannis, Cîțu, Orban, Barna, guvernarea voastră a eșuat. Voi sunteți reprezentanții statului român. Voi trebuia să aveți grijă de români. Voi ați eșuat. Tu, Florin Cîțu, ai eșuat big time. Mergeți pe stradă, domnule Cîțu. Vorbiți cu oamenii. Acolo, printre claxoanele românilor nervoși, o să vedeți unde ați dus această țară. Toți vă urăsc. Nimeni, dar nimeni nu vă mai crede. Nu sunteți fantastic, nu sunteți wow, sunteți doar total rupt de realitate și de problemele oamenilor. Nu cu 100 de lei ca Ceaușescu o să vă salvați. Nu merge. Ați ajuns cel mai detestat om din România. Acasă. Oamenii nu au nevoie de supereroi închipuiți, ci de salarii și pensii decente. Oamenii au nevoie de căldură și apă caldă. Oamenii au nevoie de spitale și școli decente. Oamenii au nevoie de respect și de un guvern responsabil. Oamenii s-au săturat de voi. Florine, Superman, ai căzut în cap. Zboară acasă, Lin.